Viața bună, ce faceți? M-am pus să fac o plăcințică cu dovlecel, că aveam doi dovlecei pe aici pe frigider. Dovlecelul l-am dat pe răzătoare, după aia am pus puțină sare și l-am stors. Și o să pun așa, un pahar de sanaia mea. Puteți pune iaurt sau lapte, ce aveți. O să pun 3 ouă, 250 de grame de făină de orez, că eu fac fără gluten. Și o să pun și 4 linguri de făină de migdale, că un pic seacă făina asta de orez. 4 linguri de ulei, de măsline pun eu. Urda asta, cam 250 de grame. Mărar și un praf de copt. Puțină sare și amestecăm tot. Urda am zdrobit acolo și pe ea. Am pus mărarul, mai amestec puțin, am mai pus cam 2 linguri de făină, mi se pare un pic subțire acum. Să fie un aluat așa potrivit. Am pus și niște slăninuță pe deasupra ca să aibă un gust minunat. Wow, ce faină e! O să verific acum, o să bag un băț să văd dacă e făcută și o scot. Cam 30 de minute. O să vedem cum e plăcințica. Am lăsat-o să se răcească. Ceea ce eu nu cred că vrea să participe, că el nu cu legumile. Vrei și tu de asta? Ia, cum arată. Să vedem. E bună, încă e caldă. Ia mai bună ceea ce. Încă e caldă. Să vină un pic mai rece. Bună. Bun. Ce bună cu sănina asta pe deasupra. Nu, nu, nu.